Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Pentru astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre nașterea Luxandrei. Pentru cine este nou pe canalul ăsta și a intrat poate întâmplător văzând titlul acestui videoclip, vreau să vă vorbesc puțin despre mine, foarte pe scurt. Numele meu este Cristina, am 33 de ani. Pe 6 ianuarie 2018, adică acum 4 săptămâni, aproape 4 săptămâni, am născut natural o fetiță pe nume Luxandra, cel de-al doilea copil al meu, mai am o fetiță Silvia, pe care o găsiți pe acest canal de YouTube. Momentan o am pe Luxandra aici cu mine în brațe, Silvia este plecată prin parc cu Bona, dar am vrut să nu mai amână momentul acesta al povestirii despre nașterea Luxandrei, pentru că încet, încet amintirile încep să se estompeze și mai bine mai devreme decât mai târziu, ca să vă pot da cât mai multe detalii și să poate vă răspund la întrebări cât mai corect, dacă îmi lăsați întrebări în comentariile de la YouTube și așa mai departe. Vreau să încep prin a vă spune că acesta s-ar putea să fie un videoclip destul de lung, sper să nu vă plictisesc. O să dau unele detalii, poate, care unora le se par cam, nu știu, delicate sau... Dacă nu vă interesează subiectul, mai bine mergeți și vedeți alt videoclip din lista mea de videoclipuri. O să mă mai uit câte un pic și la Luxandra, încerc să vă arăt și pe ea. Ea are acum 3 săptămâni și câteva zile, deci sâmbătă dimineața, sâmbătă noaptea, practic. Opa, mami, dacă. Da, exact când mi-am potrivit aparatul și m-am vrut să mă apuc de filmat, a început să chiuie, așa că trebuie să o iau și pe ea cu noi aici. Ce faci? Are o mică iritație pe față acum, dar știu că o să-i treacă așa ușii Silvia când era micuță. Vreau să vă arăt câteva imagini și din sala de naștere. Am filmat puțin acolo când aveam contracții foarte, foarte puternice. O să vă arăt și turul camerei de spital, pentru că am făcut un tur. O să vă arăt și ce am primit de la Regina Maria la finalul șederii. Mi s-au părut niște condiții foarte bune și așa, pe general, am fost super mulțumită și o să vă spun de ce. Dacă vreți să vedeți și videoclipul despre nașterea anterioară, am povestit și despre nașterea la MedLife de data aceea era. Și mai am un videoclip cu ce nu mi-a plăcut la MedLife. Vi le las pe amândouă în descrierea videoclipului să vă vedeți acolo dacă vreți să intrați și pe linkurile alea. Și ca să nu lungesc vorba foarte mult, o să încep. Și o să încep cu puțin istoric despre sarcina cu Luxandra, ca să înțelegeți care era contextul exact în care am născut-o. Am rămas însărcinată prin martie anul trecut, cred că martie era sau aprilie, începutul lui aprilie în orice caz, iar data prognozată pentru naștere era matematic 1 ianuarie 2018, iar ecografic cam tot timpul ne arăta 30 decembrie 2017. Deci știam că cândva după sărbătorile de iarnă sau, mă rog, înainte de Revelion, am stat cu emoții tot timpul să vedem când o să se întâmple, speram să nu se întâmple chiar de Revelion. Eu sincer speram cumva să se întâmple cam pe 28 decembrie, m-am gândit că este așa o dată perfectă pentru a avea, a sărbători ziua de naștere, ca să prinzi toate momentele frumoase unul după celălalt, Crăciunul, ziua ta, după aia Revelionul, deci așa mă gândeam pentru Luxandra, dar oricum e foarte fain că s-a născut de 6 ianuarie, chiar de bobotează. Anul ăsta a fost cald de bobotează, nu am avut parte de gerul bobotezei, cred. Și mă bucur că s-a întâmplat așa, că a venit pe 6 ianuarie. Sarcina a decurs fără probleme, n-am avut experiențe grele, să zic. Mi-a fost un pic greu la început, în primele 3 luni, într-adevăr, și am fost cumva așa mai indispusă și emoțională cumva. De fapt, emoțională cred că am fost pe tot parcursul sarcinii. Am avut și o perioadă mai dificilă cu soțul meu din cauza asta și din alte cauze, că toate emoțiile practic ți-s provocate de ceva, dar cum le resimți tu, de fapt, pot fi influențate de hormoni. Și mai spre finalul sarcinii ne arăta ecograful un bebeluș foarte mare, tot peste, în ultimele săptămâni avea peste 3,5 kg, iar la ultima ecografie ne arăta un care avea 4,2 kg și o să vă explic de ce s-a întâmplat chestia asta. În orice caz, discutasem cu doctorița mea, mi-a spus de opțiunea inducerii nașterii, dacă cumva o să întârzie prea mult nașterea, nu o să se declanșeze în mod natural prea devreme sau o să se declanșeze prea târziu, de fapt. Vorbisem inclusiv să iau niște ulei de ricin în perioada asta dintre Crăciun și Revelion, chiar pe 28, dacă vreau. Dar pentru că clinicile Regina Maria erau închise în perioada asta, lucru care mi-a displăcut destul de mult. Hai să te mai iau un pic sus, mami. Da? Hai că te mai iau un pic așa. Pentru că erau închise în perioada asta, nu am prea vrut să
Încerc inducerea. Uite că mi-a căzut și cercelul. Opa. E prima dată când mi-am pus cercei. De când am născut-o pe Ruxandra, am zis că acum, dacă tot filmez, să-mi pun cercei. Opa. Ne descurcăm mai greu cu pozițiile, încă cât nu ne ținem capul și corpul prea drept așa. Da, mami. În schimb, îmi zâmbește ușor, ușor, îmi zâmbește fetița. Da, vă spuneam că n-am vrut să fac această inducere sau încercare de inducere cu ulei de ricin în perioada asta dintre sărbători, pentru că nu au fost deschise clinicile Regina Maria și nu am vrut să încerc chestia asta fără a fi consultată preablabil chiar de doctorița mea. Ea m-a trimis, în schimb, la camera de gardă de la maternitatea Regina Maria ca să mai îmi fac un test din acela cu no stress, să vedem cum îi bate inimioara fetiței și mi-a făcut inclusiv o ecografie să vadă cum este placenta. Am fost chiar și pe 30... Pe 1 ianuarie am fost, da, seara. Totul era în regulă. În schimb, tot așa apărea un copilaș foarte mare la ecografie. Ce e, mami? Te mai ține un pic sus? Așa. Și... Asta acum vine greu să mă concentrez pentru că am treabă cu asta mică. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Să trească să întrerup puțin ca să o mai pun puțin la sân, că mi se pare că da așa niște semne. Sau are o mică râgâială. Vă invit să vedeți și vlogurile pe care le-am făcut, alea, acel vlog cu ultimele zile înainte de naștere. O să vă las și linkul acela în descrierea videoclipului. În orice caz, după 1 ianuarie, prima programare pe care am găsit-o la doctorița mea a fost pe 4 ianuarie. Și am mers atunci, am făcut o ecografie, ne arăta la ultima ecografie, cred că v-am și precizat deja că are 4,2 kg bebelușul. Iar măsurătorile circumferinței capului arătau că are un cap foarte mare și doctorița mea era cam, nu speriată neapărat, dar mi-a pus în vedere că s-ar putea să se blocheze pe canal și că, având așa un cap mare, s-ar putea să fie nevoie să folosească forceps. Și mi-a spus că ea n-a folosit forceps niciodată, ceea ce... Na, mi-a dat un pic de gândit. Cumva nu mai vreau nici o să aștept, pentru că oricum așteptam să fie un copil mare și primul copil, Silvia, a fost avut 3,890 kg la naștere. Nu vreau să trec nici printr-o naștere foarte, foarte grea și, mă rog, lichidul deja un pic era, nu mai era așa de transparent, avea niște pulicei așa prin el se vedea, lichidul amniotic. Așa că împreună cu doctorița am decis să încercăm inducerea nașterii naturale direct la spital pe 5 ianuarie prin o perfuzie cu calciu și clismă. Din câte am citit și eu pe internet, m-am interesat un pic, într-adevăr aceste două metode pot să funcționeze foarte bine pentru a induce nașterea. Am renunțat la ideea de ulei de ricin pentru că acest ulei de ricin poate să dea niște spasme sistemului digestiv și, practic, spasme care se duc spre uter și așa se provoacă nașterea. Nu-i neapărat să se întâmple chestia asta. Erau mult mai eficiente, să zicem, deși studia din câte am citit nu prea există, erau mult mai eficiente aceste două metode cu calciu și clismă. Așadar, pe 5 ianuarie dimineața m-am dus cu soțul meu la spital. Apropo, decisem împreună cu soțul meu să stea și el cu mine la naștere, deci să mă ajute în travaliu și să stea la naștere. Pe 5 ianuarie dimineața ne-am dus la camera de gardă. Am ajuns pe la 9 și deja era super full, erau multe gravide. Am așteptat, cred că vreo 2 ore. Timp în care le-am atras atenția că stau de 2 ore acolo, dar nefiind eu în travaliu și existând alte mămici care erau deja în travaliu, aveau prioritate înaintea mea. Inclusiv îmi zisese o asistentă ca o naștere gemelară, adică care nașteri mai grele probabil și de asta aveau întâietate. Eu, neavând practic niciun fel de problemă, fetița stătea acolo la căldurică, așa. Am rămas cam la coada listei. În orice caz, pe la ora 11 am fost preluată de o moașă. Da, mami. Da, mama. Am fost consultată acolo la camera de gardă, am fost dusă într-o sală de pretravaliu. Cred că și acolo am filmat puțin, nu mai țin minte exact. Ce e, mamică? Foarte greu să filmez și cu copila și cu bebeluș. Au trecut câteva ore de la prima încercare de a filma. Le-am culcat pe amândouă, dorme și Silvia, dorme și Ruxandra, așa că o să continui să vă povestesc cum a fost la naștere. Cred că rămăsesem la partea în care vă povesteam despre acea perfuzie cu calciu, care mi-a încălzit tot corpul și, mă rog, n-a fost o senzație neplăcută, dar în orice caz, complet neobișnuită, acea căldură care venea de la calciu.
Am primit și acea clizmă, care nu este ceva atât de neplăcut cum îmi imaginam, adică am trecut cu bine peste. Asta se întâmpla pe la ora 11-12, nu mai țin de exact când am intrat în acea sală de pretravaliu, unde mai era încă o doamnă care nu avea legătură cu nașterea, mai avea ceva problemă, o operație sau ceva de genul ăsta. Doctorița mea încă nu venise la spital, mă înțelesesem cu ea să merg pe 6, pe 5, pentru că era și ea de gardă, intra la după amiaza și stătea până a doua zi, deci cumva lucrurile se legau și pentru mine și pentru ea. Și pe la ora, moașa tot venea și m-a mai verificat, dar pe la ora 2, jumate, 3, mi-a pus un monitor pe burtă, un monitor care verifică contracțiile. Sunt de fapt niște chestii de cauciuc, cumva pe care ți le lipește pe abdomen, iar ele sunt conectate la un aparat și îți arată efectiv, nu știu exact ce înregistrează, dar cred că cumva contracțiile mușchilor, adică pur și simplu să vadă dacă mușchii se întăresc. Și apăreau pe monitor niște contracții, ceea ce înseamnă că travaliul se declanșase. Nu aveam absolut deloc dureri, de fapt nici nu le prea simțeam aceste contracții de început. Dar m-am bucurat foarte, foarte tare că s-a întâmplat acest lucru, că s-a declanșat travaliu, dar știam că urmează să înainteze foarte, foarte încet, că într-adevăr aceste travalii declanșate, practic, înaintează foarte încet. După cum vedeți, acolo sunt două seturi de numere. Primul contorizează bătăile inimii fetiței și cel de-al doilea îți arată intensitatea contracției. În principiu, o contracție normală ajunge până la 99 și de o depășește. Uitați, acum o să crească și la mine tot posim. Nu, uite, la mine acum o să scadă. A venit o contracție, dar a fost incompletă. Și, practic, măsurătorile astea se fac prin niște senzori pe care i-ai puși pe abdomen. Având în vedere că sunt singură în sala de pretravaliu, m-am gândit să împărtășesc câteva cuvinte cu voi, câteva gânduri mai mult. Nu am vrut să vă spun de dinainte că ce am agreat cu doctorița mea. Am agreat să încercăm să provocăm nașterea, având în vedere că deja sunt 40 de săptămâni și 5 zile, iar Ruxandra se pare că are undeva în jur de 4 kg sau poate un pic mai mult de 4 kg, iar lichidul amniotic deja nu mai era așa transparent, nu mai arăta chiar cum ar trebui să arate. Nu vreau să-mi asum niciun fel de risc aiurea, așa că mai bine, cred că e cazul să vină, așa simt și eu, cel puțin. Am decis așadar să încercăm să provocăm nașterea printr-o procedură mai puțin plăcută, o clismă și o perfuzie cu calciu, care mi-au fost administrate pe la ora 12 azi. Am venit pe la 9 la spital, 9 dimineața, până mi-au făcut formele de internare, m-au mai pus la un monitor. Și acum este 3 jumate după amiaza. Până acum, o oră, n-am avut absolut deloc contracții, v-am spus, deci foarte greu s-au pornit după ce am făcut acele două proceduri. Am mâncat puțin și acum stau aici la monitor și tot numărăm contracțiile să vedem ce și cum. Deocamdată nu am dilatație absolut deloc, dar probabil că va începe de la contracții în curând. Și așa arată sala de pretravaliu, unde sunt eu, la etajul întâi la maternitate. Până acum ceva vreme a fost și cineva cu mine în salon. Aici am primit o supiță și un iaurt, că le-am spus că mi-e foarte foame și nu mai aveam răbdare să aștept după ceva de mâncare. L-am rugat și pe Vlad să-mi aducă niște batoane fitness când vine puțin mai târziu și așteptam. Eu vorbisem cu doctorița despre ce riscuri are acest travaliu provocat, ce s-ar putea întâmpla. Știam de copil că este mare, de Ruxandra că e mare, că are capul mare. Și puteau fi următoarele probleme. Odată să nu se declanșeze deloc travaliu, peste asta practic am trecut, că travaliul s-a declanșat. Apoi, știam că fiind copilul foarte, foarte sus, asta am observat la ecografie, deci nu-i coboruse capul și uterul nu era posterior, cum se zice, adică nu era centrat astfel încât să poată ieși, exista riscul că în ciuda faptului că eu provoc travaliu sau că a provocat travaliu la spital, capul să nu coboare, deci să nu fie în partea de jos a vazinului și să trebuiască să fac cezarea de urgență, adică să intre într-un stres fetal, într-o suferință fetală, așa se numește, adică să am contracții, să corpul să încerce să scoată copilul afară, dar de fapt el să nu coboare și să rămână undeva acolo în partea de sus. Și asta ar fi putut să însemne un stres prea mare pentru el și să-i înceteze bătăile inimii sau să se reducă foarte mult și atunci să trebuiască să intre în cezariană de urgență. Sau mai putea fi problema despre care mi-a spus doctorița cu mărimea capului și să se blocheze undeva pe canalul bazinului. Și atunci din nou trebuie să apelăm la forceps. Deci aceste trei chestii, pe una o eliminasem,
travaliu începuse. Dar în orice caz, eu am stat un pic așa cu gândul ăsta că s-ar putea să avem anumite probleme. Te gândești la tot. Deși eu să fie foarte optimistă și aveam încredere că va fi totul bine, nu ai cum să nu te gândești la riscuri, asta e clar. Pe la ora 4 jumate, cred, pentru că sala de naștere naturale, una dintre săli era liberă, m-au dus direct în sala de naștere. Sau poate mai târziu să fi fost, nu știu, nu mai țin minte exact. Din sala de naștere o să vă arăt un mic filmuleț pe care l-am filmat chiar atunci, până să am contracțiile cele mai dureroase. Și ca să vedeți și voi cum era pe acolo. Am spus, mie mi-a plăcut foarte mult că am putut sta liniștită în intimitate și am avut aceste unelte la dispoziție, am avut mingea aceea pe care puteam să stau. La un moment dat am primit, când deja aveam contracții foarte puternice, am primit un monitor wireless ca să mă pot mișca, adică aveam pur și simplu acele ventuze, nu chiar ventuze, că nu se prind așa tare de piele, se prind cu un elastic, dar care nu erau legate prin niște cabluri la aparatul acela de monitorizare și atunci mă puteam plimba și asta mă ajută foarte mult în travaliu, să te poți plimba și să stai vertical, practic, ca să ajuți gravitația să ajute nașterea, practic. Așadar, am fost mutată în această sală de naștere, unde mi-am petrecut majoritatea timpului în travaliu. Vlad a venit pe la ora 8 jumate, încă nu aveam contracții foarte puternice, adică nu dureroase deja, dar deja le simțeam. Vorbisem cu doctorița să stea și el la naștere. În momentul în care el a intrat în sala de naștere, nu a mai putut să iasă pentru că era îmbrăcat într-un costum steril. Pe la ora 9, țin minte că ne-am făcut niște poze amuzante, el arăta cumva ca un doctor și am făcut niște poze, adică încă nu aveam dureri foarte mari. Începeam să simt totuși, destul de puternic, dar nu durere ca să nu fie suportabilă. Ei bine, după 9 jumate am început să am niște contracții foarte, foarte puternice. Uitați să vă spun că pe la ora 7 a venit doctorița și mi-a rupt apa, adică practic printr-un tușeu sparge sacul cu lichidul amniotic. A făcut asta pentru că travaliul nu progresa sau progresa foarte încet și copilul tot nu coboruse, adică tot îl palpa și capul copilului era undeva foarte sus în abdomen. Burtă, nici nu știu cum să zic abdomen. Înțelegeți oricum ce vreau să zic. Și după ce mi-a rupt membranele, practic după ce a început să curgă lichidul amniotic, contracțiile au devenit mult mai dureroase. Deci, practic, am avut așa o oră, două, în care încă le simțeam, dar nu mă dureau așa de tare. În schimb, după ce a venit Vlad și era acolo, am început să am niște contracții foarte dureroase. Pe contracție am început să respir cumva mai sacadat, așa, să trag aer în piept când venea contracția și când o simțeam cel mai intensă, respir așa ca să încerc cumva să-mi eliberez corpul de durerea contracției. Așa mi-a venit natural. De data asta am fost mult mai conștientă de corpul meu, de ceea ce simt și cumva am putut gestiona mult mai bine contracțiile ca la prima naștere. La prima naștere am stat foarte mult în pat, așa pe spate și efectiv parcă intrasem așa niște dureri atât de puternice, asta la prima naștere, încât n-am mai știut efectiv ce să fac, cum să reacționez, cum să gestionez durerea. După ce am început să am aceste contracții, am început să respir într-un fel mai așa controlat. Am început și să țip puțin, simțeam că dacă țip puțin pe contracții mă eliberez. Moașele la un moment dat au glumit că zice, vedeți că le speriați pe celelalte mame care nasc natural. Și am zis, ok, închideți ușa că am nevoie să urlu un pic. Așa, pur și simplu mi s-a părut o chestie atât de, nu știu cum, naturală să țip pe durerea respectivă și parcă te eliberai. Vlad a fost cu mine tot timpul și mă ținea în brațe, se uita pe monitor și știa când urmează să vină contracția și îmi spunea, ai grijă că vine sau mă rog, hai că trecem și peste asta. A fost foarte, de foarte mare ajutor că a fost acolo cu mine. Am simțit că ne-am conectat din punct de vedere emoțional foarte, foarte mult și cumva ne-am resetat după toată perioada aia de neliniște. Așa, am avut o perioadă, v-am spus, cam nasoală din punct de vedere emoțional, așa ca și cuplu. Dar pe la ora 12 noaptea deja, deci cred că eram cam de 2 ore, 2 ore jumate în contracții puternice,
Deși inițial nu dorisem epidurală și spusesem doctoriței că nu vreau epidurală și doar Entox, eventual acel gaz hilariant care mai te ajută în dureri, m-a întrebat încă o dată dacă nu mai vreau epidurală, pentru că se gândea că nu o să mai am suficientă energie când o să vină momentul să împing, adică când copilul o să fie aproape de a ieși. Și i-am dat dreptate, sincer vă spun, pentru că aveam niște dureri așa de mari și am spus să vină repede cu epidurala. A sunat anestezista, era deja, țin minte că era unul fără un sfert când am primit efectiv anestezia în coloană, dar când venise anestezista, a început să zică că de că trebuie să mă uit puțin pe dosarul tău, să văd dacă e vreo problemă, să nu știu ce, mă gândeam, hai mai repede o dată cu injecția aia cu epidurala, că nu mai pot, mai pot. Epidurala, am primit-o în coloană. Să știți că epidurala asta nu e ceva așa de speriat, de fapt. Pentru mine, de data asta, după experiența pe care am avut-o la MedLife, asta mi s-a părut mult mai reușită, cum s-au întâmplat lucrurile aici la Regina Maria. Deci am primit epidurala la 1 fără un sfert și după ce am primit epidurala, cam după 10-15 minute, nu am mai simțit durere. Simțeam că mi se încorda abdomenul, dar nu am mai simțit dureri. M-am așezat în patul acela de naștere, m-am odihnit, am încercat să ațipesc, dar aveam emoții cumva, deci mintea mea nu m-a lăsat să ațipesc. Și încet, încet, cam după 2 ore, știam că durează cam 2 ore efectul substanței, sau mă rog, dozei pe care mi-a dat-o. După 2 ore am început să simt contracțiile și, cel mai bine, am simțit nevoia să împing. Doctorița a venit, m-a verificat, coboruse deja capul, ceea ce m-a bucurat, că ok, să zicem că am mai eliminat un risc, am scăpat de cezariana de urgență și mă mai gândeam doar la problema cu căpșorul ei, să nu cumva să se blocheze. Dar feeling-ul meu, sau cum să zic, senzația pe care am avut-o și faptul că îmi venea să împing, se simțea atât de natural. Deci, efectiv, simțeam, am stat așa în picioare, m-am ridicat, m-am pus pe acea bilă, am început să mă rotesc cumva, că ajută foarte mult capul bebelușului să coboare. Senzația aceea pe care am avut-o de ce se întâmplă atât de natural și atât de, nu știu, așa trebuie să fie, încât mintea mea a eliminat orice fel de pericol, să zic, de gânduri legate de pericol. Deci după ce am simțit nevoia să împing, m-am urcat pe masă, doctorul ți-a zis că da, suntem gata de naștere. Când am auzit, chemați neonatologul că naște. Deci m-am simțit așa de eliberată, știam că mai am foarte puțin, pentru că în momentul în care cheamă neonatologul, ca să nu piardă vremea aiurea pe acolo, înseamnă că ești foarte aproape de naștere și e de bine. Bă, că mi se face pielea de găină, efectiv, nu vă povestesc, nu știu dacă se vede și pe față. Și încă efectul epiduralei, deși aveam dureri, deci epidurala trecuse, dar n-a trecut chiar de tot și cred că asta a ajutat foarte mult pe partea de expulzie, pentru că n-am simțit dureri, am simțit dureri mari, clar, dar nu atât de mari astfel încât să mă blochez, cum am pățit la Silvia cumva. La Silvia așa de mari erau durerile că cumva mă blocasem și a trebuit să mă ajute moașa să împingă pe burtă și nu știu ce. Așadar m-am urcat pe masa de naștere acolo și am împins cam de 3 ori. La prima împingere n-am respirat cum trebuie, am împins complet aiurea, dar după aceea următoarele 2 împingeri au fost cum ar trebui să fie. Tot ziceam moașele, hai mamică poți, hai mamică poți, că nu știu ce. Moașe foarte drăguțe. Apropo, era o tipă Flavia, o blondină foarte simpatică, cu un costumaj roșu, cum au majoritatea la Regina Maria, și o tipă din Moldova, amândouă, din Republica Moldova, că am întrebat-o de unde era, că avea accent. Foarte de ajutor amândouă, drăguțe, m-au încurajat. Și după ce am împins de 2 ori, practic a ieșit Roxandra și vreau să vă zic că din nou am avut așa un sentiment de eliberare. N-am mai avut durerile așa de mari pentru că v-am spus, cred că încă se simțea un pic din efectul epiduralei. Și a fost nevoie și de o episiotomie, adică nu a ieșit fără să fie nevoie să facă tăietură pe mușchii aceia din partea de jos. Dar nu am simțit tăietura, deci presiunea e atât de mare când iese copilul încât nu simțeam absolut nimic la această episiotomie. Am luat-o pe Ruxandra, am aflat că are 3 kg 700, a avut și 54 de centimetri. Și apoi eu am rămas în sală ca să mă coasă, să iasă placenta, mă rog, ce să face după naștere. Vlad în tot timpul acesta, cât am avut expulzia, a stat în spatele meu, n-a stat în față, deci n-a văzut totul, dar cumva m-a ajutat mult faptul că era acolo cu mine și că îl simțeam aproape și că nu sunt singură,
Nu eram singură, evident, eram cu doctorița și cu moașele, dar faptul că era cineva apropiat de mine acolo m-a ajutat foarte mult. Așa că dacă simțiți că ați putea face chestia asta împreună, faceți-o, că e o experiență probabil care schimbă viața, ca să zic așa. Apropo de lungimea Ruxandrei și de greutatea Ruxandrei, faptul că avea măsura 54 de centimetri în lungime sau în înălțime, cum se zice la un bebeluș, nu știu, cred că lungime mai degrabă, că nu stă pe înălțime, asta determina ecograful să o vadă mai mare decât era ea ca și greutate, pentru că de foarte multe ori, de fapt, ecograful ia și lungimea femurului ca o bază pentru a calcula greutatea bebelușului. Și atunci de asta cumva a fost un pic denaturat estimarea greutății. Bine, oricum era plus minus 500 de grame, deci ne-am încadrat de la 4200 de grame la 3700. Am fost în marja negativă, ca să zic așa. După cât am mai stat acolo în sală ca să mă coase și să iasă placenta, Vlada a plecat împreună cu bebelușul, l-au dus la neonatologie. Toată povestea asta cu să mai lăsăm cordonul să pulseze și să avem ora magică și așa nu s-a întâmplat la mine și nu știu dacă, nu știu, pe mine nu, cumva nu, poate mi-ar fi plăcut, poate nu, efortul nașterii este atât de mare și pentru mamă și pentru bebeluș încât nu știu cum s-ar putea întâmpla chestia asta așa într-un mod frumos. Deci la ora 3:20 am născut-o pe Ruxandra și apoi am mai trebuit să stau încă 2 ore în sala de nașteri pentru monitorizare, să vadă dacă semnele vitale îmi sunt bune, dacă simt nevoia să urinez. Asta e o chestie foarte importantă după ce naști și după ce, mai ales după ce face epidurala, să poți urina după. Mie cam după o oră și un pic mi-a venit natural să merg la baie, să urinez și atunci asta e un semn foarte bun că practic e în regulă organismul și așa. Și după ce am născut-o, am pus acolo pe Facebook că a venit pe lume, că multă lume, mă rog, rămăsesem conectată cu multă lume și ziceam și mamei mele că am născut și mai discutam și cu Vlad prin Messenger. Iar după ce am terminat acolo la m-a cusut, aia parcă mi s-a părut extrem de dureros cusutul, mi-a și dat un pic de ceva anestezie locală acolo pentru că mi se părea dureros cusutul. Adică mi se pare un pic amuzant pentru că mă durea cusutul, dar parcă m-a durut mai puțin nașterea, nu știu, de data asta. Ei, nu glumesc, vă dați seama că nașterea doare mai tare, dar în orice caz, cred că nu mai aveam chef să mai stau acolo, nu mai puteam fizic să mai suport nimic altceva și de asta cusăturile alea mi s-au părut așa enervante. După ce am fost la baie acolo la sala de nașteri, m-au dus într-un salon cu 2 locuri. Eu am cumpărat să mă rezervă triplă ca să eficientizez costurile, dar am nimerit la 2 locuri. Cu o doamnă care născuse și ea prin cezariană și a doua zi a plecat, iar tot a doua zi a venit o altă doamnă care a născut o fetiță, tot așa o fetiță de 3,5 kg mare, tot natural, cu care m-am înțeles foarte, foarte bine și vreau să vă zic că mi s-a părut mai bine să fiu cu cineva în salon decât singură, altă diferență față de nașterea cu Silvia. Pentru că am mai povestit, am mai socializat un pic, am mai schimbat păreri și data viitoare nu cred că o să mai fie pentru mine, nu cred că mai fac un copil. Dar așa ca recomandare, dacă sunteți fiți sociabile, cu siguranță e mai bine să fiți în doi decât singure. Pe Ruxandra am primit-o la sân cam pe la ora 6 dimineața, deci după, nu, cam pe la 5 dimineața, după vreo 2 ore, imediat după ce am venit în salon. Nu am, n-a subt imediat, s-a pus la sân, dar nu, n-am reușit chiar din prima să facem conectarea asta cu sânul. Dar încet, încet, în următoarele ore, a reușit să sugă câte un pic. Din păcate, în ziua respectivă, sâmbătă, practic, a avut o scădere de glicemie destul de puternică, așa că a primit și niște suplimente de lapte praf. Se aude acolo un cărucior, chiuie și ea. Și, mă rog, despre partea cu alăptarea pot să mai vorbesc eu în alt videoclip, să mă povestesc un pic mai multe despre ea și despre cum creștem și ce facem și cum suntem și nu știu ce. Să spuneți dacă vreți să vedeți ceva de genul acesta. O să vă arăt acum un filmuleț pe care l-am făcut în cameră, în salonul în care am stat. Am făcut un tur, mic tur acolo, că știu că foarte multă lume e curioasă. Astăzi este ziua în care mă externez de la spital și, cum vă prometeam, o să fac acest videoclip cu
despre nașterea Ruxandrei, vreau să vă arăt un pic cum arată salonul în care am stat la Regina Maria, la spital. Acum este un pic de liniște la noi în salon. Stau într-un salon cu două persoane, adică de fapt suntem două persoane. Dar Ruxandra e plecată la controlul zilnic, cred că așa le face la bebeluș, le face neonatologul și colega mea de salon la fel este plecată, care are o prietenă pe aici. Așa că haideți să vă arăt un pic pe repede înainte cum e. Avem cele două paturi de care vă spuneam, care sunt niște paturi din astea, au telecomandă, poți să le ridici sau să le lași, au diverse poziții. Fiecare dintre noi are o mică măsuță de toaletă unde primim apă și ceai pentru stimularea lactației. Avem fiecare câte un telefon pentru neonatologie, adică dacă vrem să aducem copilul în salon sau avem vreo problemă. Avem inclusiv pentru ginecologie câte un buton din ăsta care le solicită pe asistente sau dacă avem ceva să le întrebăm. Am primit papucei de casă din partea Regina Maria. Practic tot necesarul îl avem din partea lor, cămăși de noapte și pampers, uitați aici avem o măsuță de schimbat, păturici din astea de unică folosință. În sertar avem tot felul de strictul necesar, avem tifon, o pijămâță de schimbat i-a adus colegei, scutece, de scutece vă spuneam, scuze dacă sunt un pic așa incoerentă că n-am prea dormit azi noapte, uitați șervețele de schimbat, avem și săpun pentru copii de foarte bună calitate, chiar și ce folosesc eu acasă, Bioderma. Dacă e necesar, putem să le îmbăiem aici, adică să le spălăm la funduleț sau așa. Dezinfectant și să vă arăt un pic și la băiță cum este. E un salon destul de mare, nu mă așteptam să fie așa de mare. E o baie foarte curată. Fac curățenie în fiecare zi. Și aici avem chestii pentru demachiere, paste de dinți, ne dau ei, oricum i-am adus de acasă, ați văzut, o să vedeți în filmul cu bagajul pentru maternitate, acolo sunt eu, după naștere și după o noapte cam nedormită, a doua deja sau a treia de fapt. Și aici avem pentru igiena feminină diverse chestii, păturici din aceleași le punem pe pat, chiloței de unică folosință și niște tampoane din alea așa mai mari pentru lohii. În orice caz e foarte bine că tot timpul ne aprovizionează cu chestii, nu ne lasă să suferim. Și uitați, prosoape ne dau, prosoape curate și foarte moi așa. Na, și cam asta e salonul. Pare un pic mov din cauza luminii, dar nu e chiar așa de mov, deși tentele care sunt vopsite pe aici, lucrurile așa cumva pe mov. Asta e dulapul de la intrare unde avem inclusiv halat de baie, am văzut că este aici un halat de baie pentru haine, niște genți așa mai mari unde poți să pui bagajele pentru cele două paciente care stau în acest salon. Oh, scuze, cam greu își reglează culorile și astăzi așa arată de fapt salonul. Și asta se vede de aici de pe geam. Opa. Suntem în zona strada Gârlei Băneasa. La final, la plecare, înainte de plecare, am primit din partea Regina Maria o cutie, toată lumea primea o cutie care mi s-a părut atât de drăguță, o cutie cu niște mostre și niște produse, dar pe care vreau să o păstrez ca și cutie de amintiri pentru că mi se pare așa de bună calitate și simpatică, să vă arăt cum este. Deci pot să și notez câte ceva despre copilaj. Și am avut câteva produse în ea. Un ceai pentru alăptare, o apă micelară de la Bioderma, o cremă Atoderm preventiv. Asta e o cremă pentru piele atopică cel mai mult, dar am folosit-o și eu deja pentru Ruxandra și mi se pare foarte bună. Am primit niște picături probiotice pentru bebeluș, deci cred că ajută astea. O mostră de Pampers, așa, și mai rău aici ceva. Un termometru, un pix colorat în niște culori de astea bebelușești și ceva reclame mai erau pe aici aparte, da. Asta ceva și ceva ghid pentru bebeluși. Bine. Am rămas foarte încântată de cutie și de ambalajul ei, practic. Așa. Asta e cutiuța. Toată lumea primea câte una din asta. Așa, per total, foarte mulțumită am fost de Regina Maria, mai mulțumită decât MedLife. Per total, am avut o senzație mai bună. Nu mă dau seama, poate pentru că nașterea a fost mai ușoară, condițiile și la MedLife au fost foarte bune, dar
așa, aici poate mi-au plăcut mai mult, mi-a plăcut mai mult personalul. La MedLife, știți că vă povestisem că fusese o asistentă de la neonatologie care m-a enervat foarte, foarte tare. Și da, recomand cu mare încredere Regina Maria. Doctorița mea se numește Lumința Lăban, în cazul în care vreți apelați la ea. Eu am foarte mare încredere în ea, este tânără, are destul de multă experiență, e o persoană foarte echilibrată, prezintă și riscurile și avantajele și dezavantajele în orice decizie ați vrea să luați împreună cu ea. Nu impune chestii, deși uneori tinde cumva să balanceze anumite lucruri în favoarea părerii ei, dar puteți discuta ca de la egal la egal cu ea, asta îmi place foarte mult. Și cu siguranță sunt foarte multe chestii care am omis să vi le spun, pentru că știți cum, când ai bebeluș, ai și mintea ocupată în continuu cu ce face bebelușul, dacă se aude bebelușul, dacă a mâncat bebelușul, dacă trebuie schimbat, dacă nu știu ce. Așa că, mă rog, mă adaptez și eu la viața asta nouă. Oricum mă bucur că am reușit să vă povestesc, măcar așa mai pe, cu mai puține detalii poate. Lăsați-mi în comentarii întrebări dacă aveți, că o să încerc să vă răspund. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vreți să vedeți videoclipurile mele în continuare. Urmează să vă arăt două produse care mie îmi sunt foarte de ajutor. Am primit o pompă electrică de sân și sunt atât de încântată. Eu la Silvia am avut o pompă manuală și nu se compară, deci e mult mai ușor cu pompă electrică, o să vă arăt și vouă. Un sterilizator și, mă rog, o să mai fac câteva videoclipuri când o să am timp să filmez, să vă povestesc despre cum ne adaptăm la noua viață. Până atunci nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și pe Instagram. Pe Facebook postez mai des decât pe Instagram. Acolo la Instagram mă tot gândesc ce strategie să adopt, să am un cont mai simpatic, mai interesant. Da, și cam asta a fost. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit, vă pup și să ne revedem cu bine. Ciao!